Înainte de a lua această decizie, reprezentanții guvernului în teritoriu au cerut lămuriri de la Ministerul Administrației și Internelor. Instituția prefectului a cerut clarificări la Ministerul de Resort, în speță la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, minister care în data de 31 ne-a comunicat faptul că față de situația că Partidul Liberal Reformator nu figurează înscris în tabloul partidelor politice gestionat de Tribunalul București, la întocmirea situației centralizatoare cu aleșii locali, pentru aleșii care au optat să se înscrie în PLR, să-i considerăm că n-au făcut această opțiune și să rămână să figureze în continuare ca membri ai partidelor politice pe lista cărora au fost aleși. În județul Gorj, primul care a afirmat că va trece de partea lui Călin Popescu Tăricianu a fost primarul comunei Bâlteni. Chiar dacă adeziunea lui este considerată nulă, edilul este hotărât să rămână de partea Partidului Liberal Reformator. Rămân în continuare un susținător al lui Călin Popescu Tăricianu. Îmi pare extraordinar de rău că n-am putut să scoate un procent mai mare. Probabil și pentru faptul că nu a fost în spate un partid. Probabil și pentru faptul că această construcție a Partidului Liberal Reformator a început în destul de târziu pentru această campanie. În alte județe, acele a profitat de acest obstacol procedural și i-a înlocuit din funcții pe cei care au migrat la partidul fostului președinte al PNL.